Circa 30 de persoane din raioanele Rezina Telenești și Șoldănești sunt mai aproape de a obține un ajutor nerambursabil pentru implementarea ideilor. Asta după ce au participat la o sesiune de instruire în domeniul completării business planurilor organizată de GAL Trei Coline în comuna Pripiceni-Rezeș. Astăzi ni s-au oferit detalii despre multe aspecte de completare a unui formular de depunere a unui proiect. Mi-a fost foarte util, făcând notițe și probabil că ulterior mă voi împărtăși și cu alții doritori de a apela sau de a scrie proiecte. Instruirile au fost desfășurate în contextul apelului de grant lansat de GAL Trei Coline în cadrul proiectului Galaxia Tinerilor Antreprenori, parte a programului Abilitarea Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Consorțiul de Asociați format din organizația germană HELP și asociațiile din Republica Moldova, Demos, Homecare și Procore. Noi vrem să aplicăm în domeniul dezvoltării creșterilor animale cu ovinele și caprinilor. Aș vrea să dezvoltăm business-ul acasă, să nu meargă soțul mai mult pește hotare. Sper că Uniunea Europeană va contribui la dezvoltarea activității noastre. Expertul în industrializare, doctorul în științe economice, Denis Roșca, a prezentat și o listă cu idei de afaceri, creată după o analiză a regiunii și bazată pe câteva criterii concrete. Am luat în calcul care sunt resursele locale existente, am luat în calcul care este infrastructura de care dispune regiunea. Materia primă este un factor decisiv pentru a minimiza costurile de transport, prelucrare. Deșeurile sau resturile de la o anumită producere reprezintă materie primă pentru o altă producere. Într-un final, noi vom prezenta și un model de a interconecta procesele de producere pentru ca să se dezvolte în paralel mai multe ramuri și ei vor fi competitivi cu alte regiuni pe motiv că costul de producție este mai mic. Deci când lucrează mai multe întreprinderi în paralel, atunci fiecare din ei are de câștigat. Este modelul ideal când câștigă toți cei implicați. Menționăm că în cadrul proiectului Galaxia Tinerilor Antreprenori, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani inclusiv pot obține utilaje, echipamente sau materiale în valoare de 3, 5 sau 7 mii de euro pentru lansarea sau dezvoltarea unei afaceri. De asemenea, tinerii vor primi instruire în domeniul antreprenoriatului și ar putea beneficia de cursuri profesionale la necesitate. Proiectul, al cărui partener local este GAL Trei Coline, face parte din programul Abilitarea Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Consorțiul de Asociați format din organizația germană HELP și asociațiile autohtone Demos, Homecare și Procore.